Bună ziua tuturor, bună ziua Vivi. Bună ziua! Numele meu este Carmen Dudu și voi fi hipnooperator pentru Calogero Griffa Network împreună cu colega mea Viviana, care va fi suport telepat. Astăzi am pregătit pentru dumneavoastră ciclul investigativ 146, protocolul numărul 1. Vivi nu cunoaște tema abordată astăzi. Pentru a evita parazitare, avem cele două părți, partea fixă cu întrebări prestabilite, nu avem voie să intervenim, și partea explorativă, liberă, în care vom analiza mai mult răspunsurile pe care Vivi le va avea în prima parte. O rog pe Vivi să se pregătească și să nu mai așteptăm. Mă vezi? Mă auzi bine? Da. Bine, Vivi. O să faci trei respirații, iar eu o să mă sincronizez la respirația ta. Voi număra de sus în jos, de la 5 la 1, și în timp ce număr, tu te vei relaxa profund. 5. Concentrează-te doar pe respirație, la felul în care aerul intră și iese din plămânii tăi. Concentrează-ți atenția asupra asta, doar pe felul în care respiri. Simte cum cu fiecare milimetru pieptul tău se ridică și cu fiecare milimetru burta coboară. Observă contactul corpului tău pe pat. Observă modul în care simți senzația spatelui tău scufundându-se în pat. La fel și cu senzația mâinilor tale. Și încet, încet te poți orienta spre ceea ce se întâmplă în interiorul tău. Și, în același timp, poți percepe zgomotele din afara ta, precum și sunetul tăcerii. Și să continui mereu în același mod să călătorești în interiorul tău și să continui să integrezi procesele inconștiente vivi. Și sunt curioasă să știu cum percep lumina din spatele ploapelor tale închise, precum și atmosfera acelei încăperi, și în același timp să mergi din ce în ce mai mult în interiorul tău, în această lume profundă și interioară. Și acum poți părăsi treptat această lume exterioară pentru a merge mai adânc la nivelul inconștientului din interiorul tău, pentru a renunța la tot ce este de făcut. 1. Și pentru a te însoți, aș vrea să lași să vină în fața ta o scară cu 10 trepte, iar eu te voi însoți. 1. Mergi din ce în ce mai adânc. 2. În această transă. 3. Pentru fiecare pas pe care îl faci. 4. Cu încredere totală. 5. În deplină siguranță. 6. Puțin mai departe. 7. Puțin mai adânc. 8. În ritmul tău. 9. Și în felul tău. De plină siguranță vei lua a 10-a treaptă. Te vei găsi pe un palier în contact direct cu mediul eteric. Acum, Vivi, voi număra de la 1 la 3, iar la 3 te vei conecta cu termenul Kabbala.
și spunem care sunt primele informații și frecvențe pe care le captezi. 1, 2, 3. Văd corpul unei femei goale. O femeie pe care o văd de la spate. E blondă, tânsă, scurtă, așa la nivelul urechilor. Nu băiețește, dar scurt. Nu-i văd fața. Asta mi-a părut o candată. E o femeie dezbrăcată. Percepe anumite frecvențe. Am văzut ca o cutiuță care se deschide ca o scoică, așa, nu știu. Dar ceva deuntru și niște umbre negre. Care... care se mișcă de jur împrejur. Zboară așa. De jur împrejurul cutiei? În jurul femeii, jurul, mai sunt și alte lucruri pe acolo. Cam un ritual. Bine, mergem mai departe. Pe măsură ce număr din nou, până la 3, regresezi la momentul în care ia naștere cabala și spune ce percepi sau vizualizezi. 1, 2, 3! Deci, eu ce văd în momentul ăsta, îmi apare o femeie care ia dintr-un cufăr ceva foarte strălucitor și în palmă așa se uită la el și îmi dă cuiva un simbol, un obiect care radiază o lumină albă, dar ca și cum ia dintr-un cufăr mai multe lucruri. Văd o coroană de rege, văd un cap de diavol de metal. E din metal. Mai multe lucruri pe care le-am un cal cu coarne, ca și cum ar fi unicorn, dar nu e unicorn, are două coarne. Cineva găsește ceva într-un cufăr ascuns și înțelege că trebuie să facă un ritual pe care o să-l pun în practică, în urma instrucțiilor găsite. Îi dă și așa, cu palmul, uite așa, îi dă cuiva ceva. Poți oferi mai multe informații despre persoana care primește acest obiect? Este o persoană de sex feminin. Este într-o perioadă în care văd oamenii se deplasează pe cai. Nu e din zilele noastre. Eu doar văd femeia asta că simt ceva important și prețios. Prețios din punct de vedere spiritual. Nu neapărat al valorii bani. Au avut niște voci ușor așa, nu îi văd pe toți. Vorbește cu cineva și îi spune să pună în practică ce au găsit. Au găsit instrucțiuni. Și se decide să pună în practică ritualurile astea. Acum ei încă n-au început. Discută între ei ce au găsit, ce să facă, uite, ce să pun, facem asta. Discută ce instrucții au ei acolo.
Le simt intenția clară că vor să pună în practică. În momentul ăsta nu zic vor pune în practică la data de sau la ora de. Ei par din energia pe care o emană, par deciși. Ei vor pune în practică ceea ce au găsit, vor experimenta pe propria lor piele. Bine, mergem mai departe. Cine și de ce a creat Cabala? Ce-mi vine mie e din nou cuvântul manipulare și să atragă. Văd așa o mână, face semn, să atragă lumea, să atragă lumea. O mână subțire, așa, ușor scheletică. Și să atragă cât mai multă lume. Să le spele mințile. Stai să mă mai uit. Să le spele mințile, să le manipuleze scopul propus de ei. Hai să văd ce am văzut. Chiar și pe copii, încă de mici, să-i atragă și pe copii, da? Pentru a-i forma pentru scopurile lor. Nu i aud pe ei zicând, dar văd ființe demonice de jur împrejur, la nivel eteric, bineînțeles, nu sunt fizic printre cei oameni. Văd simbolul de asta, efectiv diavolești, cu coarne, cu ghiare, ori creaturi mai îngrunite așa, ca un schelet care are doar piele pe el. Foarte slab ceva, nu arăta om. Deci ce înțeleg eu de aici? Că a fost creat cu scopul de a atrage cât mai multă lume, în scopul de a le spăla mintea, de a atrage de partea lor și de a-i pune să facă, să îndeplinească scopul propus. Bine. Mergem mai departe. Pe măsură ce cobor și mai adânc, observ esența naturii cabalei, comparând simultan planul fizic cu cel eteric. Ce informații primești? În momentul ăsta mi-apare un simbol incrustat pe o coloană, ceva de genul, ca forma unei coloane, nu coloană vertebrală, coloană cum ar fi. Sunt foarte multe simboluri, chiar și un tron, cineva a pus pe tron și slăvit. Foarte multe simboluri de jur împrejur și lucrurile alea sunt prețioase și decorațiunile din tron și de jur împrejur. Ăsta e, pe tron e un bărbat. Ca și cum el are puterea. El decide ce să facă. Nu e de origine umană, dar arată la corpul lui om. Este un diavol. Dar are corpul unui om. Practic, el poate să ia orice formă dorește. Dacă vrea să devină om, ia un corp de om. Dacă vrea să fie o șopârlă, se tărăște ca o șopârlă prin frunzele uscate. Poate să ia ce formă dorește. Acum observă doctrina cabalistică de la începuturile ei până în zilele noastre. Percep că există diferențe, schimbări în acest interval de timp. Absolut. Deci la începutul nu era, nici măcar ei nu știau unde o să se ajungă.
Nu era tot atât de bine definit. Mi se pare că am găsit ceva și în urma ceea ce am găsit s-au gândit să pun în practică. Dar au mai și creat pe lângă. Au mai adus informații. N-au urmat neapărat toți pașii găsiți, dar au mai pus și de la ei și au mai dezvoltat pe parcurs. Totul se bazează pe ritualuri. Ești ca spălat pe creier. Da, deci de-a lungul timpului nu a fost întotdeauna la fel. La început erau la un nivel foarte superficial, nici ei nu știau ce și cum. Iar până în zilele noastre a tot crescut, crescut și s-au perfecționat și au mai schimbat din tehnici, unele la care au renunțat și altele pe care le-au adus. Tot timpul au adus lucruri noi. Nu a fost întotdeauna la fel și n-a rămas la fel și nici nu o să rămână la fel. Bine. Am la fel niște aripi de înger și zice cineva altul pe tron de acolo din încăpere. Deci o să-i atragem cu chestia asta, că e pozitivă. Deci eu văd doar aripi de înger și cum... De fapt nu vorbește, gândește. Deci o să-i atragă cu chestia asta, că e pozitivă. Adică oamenii o să creadă că e ceva bine. E de bine, ceva dumnezeiesc. Asta înțeleg din aripile alea de înger. După ajungă la purificare și o să-i atragem spre noi. Nu o să ajungă la purificare, ei gândesc asta. O să-i atragem că e ceva pozitiv. Pentru sufletul lor să se purifice, dar nu e pur. E diabolesc. Bine, mergem mai departe. Observă și descrie diferențele, diferitele utilizări ale cabalei de la crearea ei până în zilele noastre. Văd, deci o să zic acum doar ce văd eu. Nu știu dacă se potrivește neapărat cu întrebarea ta. La începuturilor nu mai era încântată de ce am descoperit, de ce a descoperit. Și puneau diverse ritualuri în practică, chiar și oameni simpli din sat. Deci era așa ca și cum a descoperit ce face, le face bine. Și era la un nivel foarte superficial. Oamenii repetau lucrurile, credeau, începeau credință în asta și repetau niște ritualuri. Oamenii simpli, da? Deci oamenii de popor, de la țară. Ei văd că în sagi, în spate și o femeie între două vârste, foarte fericită de... Foarte fericită să pună în practică chestia asta pe care toată lumea Nu toată lumea, dar cam toată lumea din sat o face. Au descoperit ceva nou și sunt foarte încântați. Asta e văd eu la începuturi. Ceva care se rostogolește cu viteză. Și vine să zic că a crescut cu rapiditate. A intrat în mintea oamenilor cu rapiditate. Deci asta care se rostogolește, ăsta e simbolul, se rostogolește ceva foarte, foarte rapid, iar însemnătatea este că lucrurile s-au desfășurat foarte rapid. A intrat în, vine să zic, mentalul colectiv. De la început a fost așa o curiozitate și ceva pozitiv, după care s-au perfecționat din ce în ce mai mult la niveluri mult mai demonice. Nu a fost de la început așa demonic. Nu a fost la început la nivelul ăsta, sunt lucruri care au fost decise pe parcurs. Ce să se facă, oameni care au intrat și au ieșit din acest cult cabalistic. Văd foarte mulți oameni în jur pe care nu pot să-i focalizez.
îmi sugerează că reprezintă mulțimea. Îmi zice că nu trebuie să-i focalizez, că nu e niciunul important, reprezintă mulțimea. Îi văd așa, dar nici când se nu știu să zic cum arată. Astăzi, cum este utilizată cabala? În ce scop? Apare multă minciună. Scopuri pentru oameni aleși, zice. Dar eu pe fundal văd coarne. Deci asta nu e... Toate ritualele, deci se bazează pe ritual, inclusiv prin dans, ritualuri prin dans. Dar întotdeauna undeva în fundal apare drăgușorul ăsta, care de fapt nu e drăgușor, e chiar mai mare și mai puternic. Nu sunt dragi aia, cum să zic, mici de bază. Are putere, e destul de mare, scopul este manipulativ, dar spălarea sufletului, vreau să le ia sufletele, nu știu ce am spălarea sufletului. Că cumva îi schimbă, nu mai sunt ei. Cineva care intră în această... Posedă? Cum? Posedare? Nu, e, nu văd posedare. Îl văd ca și cum le schimbă complementaritatea, deci ei nu mai sunt ei. Nu mai sunt ei. Ei chiar cred... Mie vine în engleză, stai să traduc. Ei cred cu toată credința lor că ceea ce fac e foarte pentru binele suprem. Și că ăsta este adevărul pentru eternitate. Deci îți spală pe creier și ei chiar cred că ceea ce fac e bine. Nici nu se îndoiesc. Fac chiar vor să răspândească mai departe. De fapt, oamenii ăștia care intră în oră, nu mai să iasă decizie că au descoperit ceva bun. Și în sfârșit au descoperit. Sunt și niște vedete de la Hollywood. Dar nu numai de la Hollywood, acum mi-a venit Hollywood. Cineva important și cunoscut. Foarte, foarte celebru. Care are succes, deci a dat succesul acesta pe care îl are. Da, deci a vândut, e bine să zic sufletul, dar nu e chiar, nu e chiar sufletul. A vândut pat în viața ei. Așa, în termenii cunoscuți de noi, e bine să zic că și-a vândut sufletul, dar nu e, ei numesc diferit chestia asta. Ei nu numesc că un suflet. A dedicat o parte din viața ei, lor, în scopul pentru succes, în schimb. Deci va primi, va face tot ce ei zic și va promova și va aduce mai mulți oameni. În schimb, primește succes garantat. O faimă, putere și bani. Admirație. Și bă, și cine este? Sunt două persoane de sex feminin. Celebre. O să zic? Una dintre ele este brunetă, cu ochii verzi. Or fi și altele, dar eu doar asta văd în momentul acesta. Nu, prefer să nu dai nume ca să nu fim iar cenzurați pe YouTube. Okay. Bine, Vivi, mergem mai departe. Privește relația dintre Kabbalah și iudaism. Iudaism? Da. Eu văd o diferență foarte mare între ei. Există o relație?
dacă există o relație, mai bine să zic, ar fi superficială. Eu văd o diferență mare între ei, deci ca și cum ar sta cu spatele unul la altul. Nu văd să facă același lucru iudaismul cu ce face Cabala. Nu știu în realitate ce înseamnă și ce face iudaismul, am și vagă idee. Dar, în lumea par, spate în spate. Bine. Ca și nu fac același lucru. Bine, mergem mai departe. Acum uită-te la relația dintre Cabala și Biblie. Ai zis odată unde să mă mut? Relația dintre Cabala și Biblie. Și Biblie, dar nicio legătură cu Biblia. Nicio legătură. Dacă cineva a zis vreodată că are legătură, a mințit profund. Nu are nicio legătură. Bine. Este separată. Dar din Biblie au fost scoase niște pasaje. În fine, asta nu știu dacă are relevanță pentru sesiunea noastră. Dacă vrei, după aia să mă întreb separat. Ce au scos? Bine, Vivi, mergem mai departe. Ce percepi sau vizualizezi cu privire la termenul Sefirot? Sefirot. Sefirot. Nu știu ce înseamnă, dar mi-a apărut ceva de culoare verde. Cu două cercuri în mijloc sau cu două rotițe, ceva de genul ăsta. Repetă două. Două rotițe sau două cercuri. Da. Înainte clară imaginea. Am mai dus din ea. Și mai văd un rând de chei mari, un cerc de la cu chei multe de ele. Nu sunt foarte multe, dar ar fi spațiu pentru mai multe. Văd niște chei pe care le ține așa un cerc, cu chei mai mari așa. Mie asta îmi vine acum. Bine. Mergem mai departe. Sefer Ha Zohar sau Cartea Splendorii este cartea sfântă a Cabalei. O atingi pentru a înțelege mai bine cele mai importante informații conținute în ea. Și acum tu o vei decodifica la 3. 1, 2, 3. Această carte are, e conectată cu demonii. Foarte, foarte mulți și foarte puternici. Care mi-au apărut înainte să mă merg până la 3 sau 3. De ce trebuie să o atingi pentru a înțelege mai bine? Așa mi-a zis să o ating. Așa? Mi-a zis tu să o ating, cred că parcă mi-a zis, nu? Da. Ah. Da, era pentru tine, scuze. Mai ai și alte informații cu privire la Cartea Splendorii? Cartea Splendorii nu e splendidă deloc. Nu e splendidă, se întâmplă lucruri rele, rele, foarte rele. Deci ce poate fi găsit în carte, care nu pare a fi o carte? Nu e chiar o carte. Conține niște informații, dar și poate să semene cu o carte. Într-o anumită măsură, apar, nu știu ce vine să zică, nu e o carte propriu-zisă. Bine. Acum te deconectezi la informația asta, Vivi, și ne vom întoarce la termenul Sefirot. La 3 vei avea o vizualizare clară
acestui termen în spațiul metafizic. 1, 2, 3. Și acum mi apare acea carte pe care cineva o răsfoiește cu mâna stângă. Paginile sunt mult mai groase. Nu e o carte cu hârtie. E o carte cu pagini groase, cu simboluri incrustate. De pagină cu pagină și pe fiecare pagină în parte. Nu vă să fie foi de hârtie. Este tot felul de simboluri și fiecare lucru înseamnă ceva. La început, da. Chiar și pagini de metal. Cine răspăiește această observație? O femeie. Pentru că are o mână subțire, ca unei femei. Eu zic că e o femeie. Atinge această mână și în timp ce o atingi, vei vedea, își va reconstrui forma originală după ADN-ul eteric. Acum arată ca o femeie, da, zice originală, da? A luat forma unei ființe dumnezeiești. Deci eu sunt. Dar nu e adevărat. De ce te nu mă vezi? Eu sunt. Întreabă de ce răsfăiești acea carte. Stai un pic, n-a părut să adevărata formă. Care era adevărata formă? Mi-a pare o floare cu dinți. Ok. O floare cu carnivoră. E floare care are dinți. Asta l-a vărut. Probabil că din mine floarea cu dinți îmi vine în minte să zic că simbolizează aparența unei flori frumoase și atractive, dar care te mușcă de nu te vezi. Deci asta e cabala. Întreabă de ce răsfăiește acea carte, ființa asta. Pentru că eu am cerut să o văd. Am cerut să văd cartea. Întreabă care este cel mai important, cea mai importantă pagină de acolo să ți-o arate. 3. 3. Ce vezi pe pagina 3? Simboluri incrustate. Ce fel de simbol? În pagină. O armă de foc. Da. Cum folosesc ei aceste simboluri? Le desenează? Cum? Ce face simbolurile? Cum le aplică? Cum se activează? Cum le activează? Au un limbaj. De ce nu apare copacul ăsta? Au un limbaj și cei care sunt în cabala nu trebuie să citească. Se uită la ele și știu ce înseamnă. Pentru că le-au învățat. Am înțeles. Observa acel copac care iar ți-a venit. Cum? Și o coloană verticală. Da. Cum arată acest copac? E șopârlic. Cum? Copacul are... Mi-a părut și o șopârlică. Șopârlă. Copacul are o turbină groasă, rădăcini puternice, nu e foarte înalt. Mai lătăresc așa, deci așa, ca două paranteze. Deci, și cu coroana respectivă. Copacul ăsta nu este un copac, este un copac simbolic. Nu e un copac real într-o pădure sau... Atinge-l și spune-mi ce simbolizează. Feminitatea, iubirea și inteligența. Le zice că asta vor primi. Cine zice? Pentru cei care, pe care îi atrage în cabala, vor primi feminitate,
Da, de fapt e o povară, deci mi-arată că e o povară foarte grea pe umerii lor. Le vinde iluzii. Va da, dar trebuie să o plătească într-un fel sau altul pentru ce le dă. Și e grea povara pe care o duc, inclusiv dependență de droguri. Cum se numește acea ființă care îți dă informații, Vivi? Nu sunt. Întreb pe ea. Treabă mentală. S. No, no. Estrada. Estrada. Estrada există în prezent? A? Estrada este un simbol în prezent. Este un simbol. Acum spune estradei, la 3, să prezinte în fața ta sefirotul. 1, 2, 3. Dar răspunde așa repede, repede, repede. Da. Spune-mi cum vezi. Mai scuze, mai întreba ceva, mă focalizați un pic mișcarea ei. Sefirotul, până la sefirot, să-ți arate sefirotul. Da, îl ține mână. Cum îl percep tu în mediul etern? O parte. Ce informații se află în acea carte? Informațiile sunt multiple, de origine nu pare să fie din origine pământeană. Nu sunt de origine pământeană deloc. Simbolizează nu zice ce simbolizează, simbolizează niște oameni care se ascund după ceva și scot capul din când în când așa. Care este cea mai prețioasă informație din acea carte? Toate. Toate informațiile sunt foarte bine puse la punct, prețioase, cu grijă păstrate. Chiar și Oamenii au acces la aceste informații? unii dintre oameni au. Ok. La 3 va apărea în fața ta un uman care are în mentalul lui sau și energetic aceste informații. 1, 2, 3. Care are informații ce în carte? Da, în acea carte. Nu mă interesează cum arată neapărat. E într-un loc întunecat, cu o lumină mică și difuză. Nu-l văd încă pe bărbat, dar știu că e acolo. Apropie-te de el. Zice, noi învățăm despre Iisus Hristos, zice. Ok, apropie-te de el. Dar nu-l văd, pentru că e lumina stinsă. Fă lumină, Vivi. E vorba de intenții. Da. Bun, acum îl vezi? Nu îl văd bine, da? S-a ferit așa un pic. E un Acum fii atentă, Vivi. Eu voi... Elen. Mă auzi? Da? Eu voi număra... Nu. Observă în corpul lui mental. Observă unde este această informație. Se va colora în roșu. Observă. Aici. Ok. Acum eu când spun 3, tu vei atinge acea informație, vei conecta cu acea informație și vei putea avea informații. 1, 2, 3. Da. S-a deschis ceva lângă el. Spune despre ce este vorba în acea carte și el știe. N-are acces total, dar are acces și știe și un ce face el. Sunt inclusiv ritualuri sexuale. Cel puțin timpul ăsta uman.
Nu știe tot, dar știe. E foarte șmecherit, nu vrea să, vrea să păstreze pentru el. Are o poziție foarte bună în afara vieții cabale. E persoană cu o poziție financiară bună, Vreau să lumea nu... știu ce informații sunt acolo. El le are. Ritualuri satanice, sexuale. Cu ce scop? De ce le țin? De ce noi, de ce alții nu au acces și el Putere. are? Îi dă putere. Deci alții n-au acces? Și el are. Îi dă putere, ai spus. Deci ei au decis să dea în schimb energie de la ei să primească în schimb putere. Și De au la vândut cine primesc această putere, Vivi? putere de la demoni ăștia care sunt în spatele cabalei, care nu de origine pământeană. Le se dă, în schimb, faimă, succes, bani, putere, nu neapărat toți sunt celebri, dar le se dă un statut financiar și o poziție bună. Chiar dacă sunt persoane necelebre, sunt persoane, conduc întreprinderi, sunt persoane care, mă, normal, nu ar fi ajuns acolo fără suport. De ce facem noi asta, zice el. Se întreabă, ca și cum l-am întrebat eu și-a repetat. Poziție socială, bani, putere, zice bărbatul, unii și faimă, dar pe mine nu mă interesează. Acum, Vivi, deconectați de aici, vină în prezent, de unde îți vorbesc. Ridicați frecvențele. Mi-ai vorbit despre acest demon care este în spatele cabalei, sau mai mulți, nu știu, sau unul principal. Reușesc să-l vizualizez. Acum mi-apare un bod de cal. Te ajut, eu o să număr până la 3 și unul dintre entitățile principale din spatele cabalei se va prezenta în fața noastră, fața ta. 1, 2, 3. Acum la forma nu înseamnă că nu-i pământesc, dar cel mai apropiat, ca un pinguin haios, așa. Ok. Deci am luat forma asta ca să te amuzi pe tine. Are chiar și păr. Da, are o perucă așa scurtă. Ca un pinguin, că i-ai pus o perucă și sunt forma să te amuzi pe tine. Acum o să-l ating și el își va reconstrui forma originală. Ca un fel de caracatiță, dar nu arată ca o caracatiță pământească, dar având multe noi caracatițe, păianjen, păianjen. Era păianjen. Erau picioare. Da. Forma originală e de păianjen. Bine. Doresc să-l canalizez? Doar vocea lui, atât. Cum îl cheamă? Zicea arahnoid, dar Bine. nu cred că e așa. Nu e nicio problemă. Hai să încercăm să-l canalizeze. Da. Eu număr până la 3, Vivi, și la 3 mă lași cu acest arahnoid. Voi canaliza vocea. 1, 2, 3. Paranoid. Hello. Hello, darling. Cum te numești? Archie. Arci. Arci, te-am sunat, ca să zic așa, pentru că aș vrea să... Îmi place când mă suni. Da, de ce îți place? Ești drăguță. Sunt drăguță? Da. Bine, nu pot spune același lucru despre tine. Vreau să-mi explici și mie care e treaba cu aceste 10 atribuții a cabalei, că eu nu le înțeleg. Dar dacă vii și tu în interior, o să le înțelegi, draga mea. Dar nu vreau să vin în interior, vreau doar să mi le explici. Și atunci de ce să ți le spun? O să le înțelegem bine dacă vii. Ce este coroana?
Da, nu pot să spun. De Ea ce nu? pot și frumoasă ce să fie corona. Un obiect. Care este scopul acestei mișcări? Prea multe vrei să știi. Nu, nu vreau așa multe. Care este scopul? Așa. Scopul este ca să te hrănești tu? Să mă hrănesc. Dar ce faci? Nu, pot să beau o cafea cu tine. Nu, nu, dar ce faci tu cu toți oamenii ăștia care vin și se dau pe mâinile tale? Ce faci cu ei? Dragă oameni, că ei se simt bine. Da, eu n-am zis că ei se simt rău, dar vreau să știu ce faci tu cu ei. Le iau Energetic. Am zis deja, dar tu nu mă auzi, nu? Păi nu, vorbești atât cu mine de asta. Nu ești educat. Spune să acum. Le iau puterea. Să le iei puterea. Puterea. Păi ce putere, ce putere le iei? Chiar vrei să știi acum? Da, da, tot. Și ce ai să faci? Păi ce nu o să să... fac nimic, o să știu. Te ajută? Da. Bine. Ei și-au vândut-o singuri puterea și l-am dat în schimb. Pentru. Ei au primit altă putere. Eu le-am dat puterea care îmi trebuie mie. Da. Schimb pe schimb, nu? Corect. Da, e foarte corect. Foarte corect. Bun, ei au primit ce și-au dorit și tu ai primit ce ți-ai dorit. Bun, eu știu ce și-au dorit ei, mi-imaginez. Ai mă, putere, bani. De ce prost sunt ăștia? Da. Dar tu ce fel de putere ți-ai dorit? Ce înseamnă pentru tine puterea? Pentru că, vezi, pentru fiecare înseamnă altceva. Dar de ce ești tu interesată să știi? Pentru că sunt curioasă, simplu. Pentru fete drăguțe ca tine, curiozitate, îți spun, eu sunt puternic și sunt puternic pentru că ei mi-au dat din puterea lor. Și da, asta am înțeles, asta am înțeles. Tu... Tot de la fiecare și energie și cresc și mă hrănesc și devin și mai puternic decât am fost vreodată. Bun. Ești pe pământ, ai văzut cei care vin la tine pentru putere, ai văzut ce fac ei cu puterea. Tu, acolo unde tu ești, în ce spațiu ești tu? Bănuiesc că nu în cel, poate ești și în cel fizic, nu știu, dar acum, în momentul ăsta... Și... Extere. Ce înseamnă în spațiul ăla în care ești tu pentru tine să ai putere? Păi dar nu e în spațiu, este peste tot, am putere. Da, dar ce înseamnă? Și pământ, toată lumea urmează ordinele. Toată lumea care îți urmează o ordine, nu toată lumea. Toată lumea e prea generală. Lumea implicată. Îmi urmează ordinele fără să clipească. Deci îți place puterea? Foarte mult. Ca un om. Dacă... Da, dacă ar fi să-mi spui vârsta ta în ani terestri, ce vârstă ai avea dacă ai fi pe pământ? 68. 68 de ani? Da. Ești cam tânăr, mă minți. Ai zis pe pământ dacă aș fi. Nu, 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 să-mi spui anii tăi în ani terestri. Sute. Ai pierdut un număr să numeri câte sute am eu. Cum se numește rasa sau specia ta? Sunt o specie arahnoidă. Și de ce Vivi vedea demonii pe acolo? De ce vedea ca niște demoni? Ce tine mei? Deci sunteți o gașcă, nu? Noi colaborăm între noi și cu alte specii. Spune-mi, ce se întâmplă cu o ființă umană care este pe pământ în viață, face parte din această mișcare a voastră? Ce se întâmplă cu partea subliminală după ce corpul fizic moare?
Am vrut să-i fac ceva lui Vivi. Ce ai zis? Tu nu poți să-i faci nimic, lui Vivi. Mi-a dat urât la mine. Ce se întâmplă cu partea energetică a unei persoane umane după ce moare? Cei care fac parte din cabală. Se duce la Doamne, Doamne. Doamne, doamne, e tot un prieten de-a tău? Nu, nu. Nu este prietenul meu, cum Dar să... cine este, doamne, doamne? Așa îi zic eu că se duce la Doamne, Doamne. Adică unde se duce? Pe cum să se ducă la Doamne, Doamne? Păi Sigur ce că nu. face, spune-mi. Se duce, unde se duc și ceilalți, dar pedeapsa pe care o primesc, așa, nu e pedeapsă, da? În limbajul vostru, ca și cum ar fi o pedeapsă. Ei trec printr-un foc de purificare, dar ăștia nu se mai purifică. De ce? Nu blocați între lumi. Ei nu se mai purifică și nu se mai reîncarnează. Nu reușesc să treacă de spațiu de purificare pentru a se duce într-o nouă viață. Dar cine deține spațiul ăsta de purificare? Cum? A cui e spațiul ăsta de purificare? Toată lumea se duce acolo și trece printr-un spațiu de purificare când moare. De ce? Suntem murdari? Da, sigur că suntem murdari. Dar nu în sensul la care zici tu. Și Avem tu? păcate, facem, de nu avem număr. Sigur că... Tu când o să mori, o să treci prin... Tu ai un Nu. corp fizic? Nu, dar iau pe care vreau. Eu nu sunt ca voi. A, de Eu spațiul ăla de purificare e doar pentru fraierii de pe pământ. pentru oameni. Ah. Deci mă duc acolo. Dar cine îi pedepsește? Ei, ăștia buni. Am înțeles. Doamne, ce mă mai distrez cu voi. Da? Ce este atât de distractiv? Totul. Totul este distractiv. Deci, crezi că am o zi proastă? Bănuiesc că poți avea și o zi proastă, depinde unde te uiți. De ce Știu. cabala astăzi este așa o mișcare, o știință pentru ascunsă, secretă, nu toată lumea are acces? Care e șmecheria cu asta? Nu asta e tu farmecul. Dacă ar avea toată lumea acces, n-ar mai exista tentație. Însă păstrăm un pic de misticism. Și plus nu toată lumea trebuie să știe tot ce facem Cum, noi. mă? Cum al... Vreți să Nu. Cum alegi persoanele care să intre în nu mișcare? se A? aleg victimele slabe, dar nu slabe de kilograme. Aleg victimele sunt slabe de înger. De ce? Care sunt influențabile. Poți controla mai bine, nu? Bineînțeles că pot controla mai bine și sunt avide De asta mai m-ai invitat la tine în grup, ai văzut că-s mai slavă? Nu. Nu e slabă. Ai încercat, nu? Acțiune. Bine, cum nu mai știu cum. Ah, noid. Arachnoid, bine, asta nu e chiar numele tău. Câte nume ai? 46. Bine, mulțumesc pentru comunicare și lasă-mă cu Vivi. Vivi, deconectează-te. Deconectează-te total. De la tot și de la toate. Observă spațiul tău energetic. Nimeni și nimic nu este în el. Vivi, mă auzi? Da. Ești ok? Da, dar trebuie să purific spațiu. Bine. A încercat ceva? Da, să intre în spațiul meu. Nu l-ai lăsat, nu? Nu el. Nu el? Este o femeie. O femeie. Cine? Da, dar femeie umană. A trimis o femeie cu chip de femeie, așa ca o măicuță de aia din filme de groază, îmbrăcată ca o măicuță și cu față de monstru.
Ok. Bun, nimeni și nimic nu se mai află acolo, da? Mi simbolizează, deși femeia asta ca măicuță și cu chip de demon. Asta simbolizează ce am văzut și mai devreme, că vor să atragă prin lucruri angelice și dumnezeiești, cum am zice noi, pe pământ, bisericești, bune, dar în realitate, deci măicuța cu chip de demon. Asta înseamnă te atrage ca și cum să vii, să faci, că e un lucru bun pentru Dumnezeu, dar în realitate e rău și negru ce e în spate. Da. Vivi, mai am o întrebare, dacă îți vine vreo informație. De ce vedem atât de des aceste figuri feminine? Sunt mai atractive. Bine. Îmi zice, nu îmi zice, mental așa mi-a venit ideea, că întotdeauna ființa asta feminină e mai atractivă și atrage, deci atrage mai mult decât dacă ar fi masculin. Acum, Vivi, o să număr de la 1 la 3 și o să revii în prezent. 1. Te deconectezi de la tot și de la toate. Spațiul tău energetic este curat. Înlături orice fel de rezidu, orice fel de parazitare posibilă. 2. Corpul tău devine din ce în ce mai lejer, pentru că tu îți ridici frecvențele până la frecvența ta optimă și devii din ce în ce mai bine, ești fericită, mai fericită. Și 3. Poți deschide ochii. Am deschis, da. Da, știu. Știu că e deschis. Ești ok? Încet, încet. Ești ok? Lumină. Da, mina asta. Bine, Vivi, vrei să ne spui ceva înainte de încheiere? În special nu, doar că atunci când tu mă întrebi lucruri, mai apar și alte detalii în care nu mă Da, duc că știu. tu mă întrebi. Dacă, o să-ți spun, în caz de când te întreb, vezi detalii extraordinar de importante, îmi poți spune, nu-i nicio problemă. Ai văzut ceva care ar fi fost important? Acum mă întreb dacă era important, nu știu. Trebuia să mă întreb în momentul ăla dacă era important. Nu știu, tot timpul când mă întreb mai văd și altceva pe lângă. Uneori când mă întrebi, nu îi văd, doar așa, ca și cum îi simt. Uneori nu îi văd. Da. Sau uneori îi percep, dar nu, uneori nu îi văd deloc. Da. Bine, păi atunci mulțumim, Vivi. Mulțumim și vouă celor care ne urmăresc. Sper să ne fie de folos această sesiune. Vă mulțumim și pe curând, la revedere. Vedere. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno
liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa. Il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio. Sì è il no da sinistra verso destra. No. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte, a dove arriva, viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo.
Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato cosiddetto, il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi. E che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima, su un 100% staremo, credo, in forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già vi ho detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza,
un essere in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi, quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosure. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni? Perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque, quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse, potrebbe manipolarle a sua volontà, a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi. Che poi anche è molto istintivo. Supponiate che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso, l'ANSA in Italia, ADN Cronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione,
E né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili. Presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi, per fare anche delle investigazioni su temi molto generici, bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi, alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.